fără să critic pe nimeni, fără să constat doar văd și sunt convins că Victor Ponta, dacă scoatem la concurs poziția de președinte și trebuie să dea examene cu Iohannis din toate materiile și la fizică îl bate pe Iohannis. Cu tot respectul pentru Iohannis, că e profesor de fizică. Sunt chestiuni, proiecte mari în derulare, sunt chestiuni care țin de dezvoltarea strategică a acestei nații, care, indiferent cât de inteligent e sau e nevoie și de experiență, ai nevoie să ți se întâmple anumite lucruri. Deci, în acest moment, consider, nu am niciun fel de fapt în politice, dar consider că distanța dintre Victor Ponta și el în sănătate este atât de mare încât tot cu mâna pe inimă să se simte varianta absolut detașat cea mai bună pe care o avem la dispoziție. Sigur, nu știu că toți membrii Academiei Române se candidează la președinție, să zicem, dar avem un academician mult mai bun. Vorbim din candidații pe care îi avem. Victor Ponta este detașat cel mai bun. Asta spun îndeplină cunoștință de cauză și cu maximum de raționalitate.